Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la Adevăruri Ascunse și în această a doua parte o să vedeți lista cu obiecte care atrag sărăcia în casă. Vedem și ritualurile de succes făcute de cei mai puternici oameni ai planetei dimineața. Atenție! Și vedem ce spun și runele pentru săptămâna care urmează. Hai, Lidia, să vedem ce avem în casă și de ce trebuie să scăpăm, nu? Pentru a aduce bogăția. Deci, casa este locul care trebuie să ne ofere confort, liniște, siguranță, dar în primul rând confort și chestia asta spirituală. Deci să ne simțim confortabil spiritual în ea. Tu ai văzut că există case somptuoase, frumoase și goale și reci. Da, goale. Care te alungă afară. Deci, practic, nu poți să stai în ele. Spune mai bine, las că aștept afară. Pentru că nu simți nevoie. Și există casă care e săracă, dar curată și caldă. Primitoare. Deci vine să mănânci mămăligă la masa aia acolo, unde mănâncă toți cu mâna, știi? Că așa e energia care se creează în casă. Așa. Și sunt unele lucruri pe care ar trebui să le ținem cont de ele, pentru că, uite, de pildă Feng Shui, știi, spun. Și oamenii în galerii, când vând tablouri, spun că e un tablou care nu se potrivește în dormitor, sau e un tablou care nu se potrivește, sau e un tablou care trebuie să-l vadă toată lumea, sau unul care să nu-l vadă nimeni. Da. Se potrivește în funcție de stare, exact, de locuință. Pentru că poate acționa asupra psihicului nostru, asupra stării noastre, de ce nu? Și uite, tablouri care au descrieri negative. Se spune că ar provoca tulburări de memorie, nevroze, o stare anxioasă și împiedică dezvoltarea noastră spirituală. Chiar dacă sunt la modă să ai un tablou. Băi, dacă stau să mă gândesc, e adevărat. Dar uite, dacă stau să mă gândesc, tu ai observat că unde sunt tot felul de, nu știu, scaraoțchi, desenați, ciudățenii din astea, inclusiv din astea de filme animate, dar unde sunt fele scene de război. Așa. Sunt scene de război cu... E o stare din asta de agitație interioară îți creează și nu... Da, corect. Nu te simți confortabil. Ai văzut că avem repulsiri când vedem undeva desenat semnul diavolului sau... Avem repulsie instantaneu. Da, așa este. Așa. Deci scăpăm de astfel de tablouri. Exact. Obiecte culori ale pământului. Acum depinde în ce zonă, că depinde dacă ai o casă care este... aranjată cromatic, cum da. Se face acum, alt cu negru, bej cu blu, mă rog. Într-adevăr, nu se potrivește, nu o să se potrivească niciodată o vază neagră unde ai tu mai mult bej cu blu. Okay? Deci să scoatem culorile pământii. Exact, dar... Ce înseamnă putem. Pământiu? Să nu fie în exces. Cât putem. Să nu fie în exces. Că poate fi, uite, un maroniu, dar care să fie auriu. Da. Ne putem ajuca cu adică, accente. Ne putem juca în culori, știi? Și putem accentul. Argintiu, auriu, deși ele totul... sunt neutre totuși. Pentru că e obositor, nu? Să vezi doar culori pământii, probabil. A fost o perioadă, scuză-mă, Lidia, toată lumea nebunise, făceau camerele bleu, bleu, bleu. După aceea le-a trecut cu blu, au trecut pe roz. Am trăit... După roz au trecut pe portocaliu. Păi, treceți, fraților, la alb, că e non-culoare. Da? Și dacă te supără, cum zice Lidia, una de-aia linie așa albastră, da. Și-am tăiat orice. Am schimbat pe alb, put orice să fac pe el. Să știi că tu ai dreptate. Eu am avut blu în sufragerie și aveam senzația că sunt într-o piscină toată ziua, bună ziua. Deci... Nu, dar parcă ești aerian așa. Deci eram într-o piscină, exact, n-aveam, exact. Și mai am schimbat-o, numai alb, nu mai facem așa. Verde am în dormitor, e culoare liniștitoare, verdele la ciclam, așa cum ai tu pe rochița ta frumoasă. Ăsta verdele deschis. Am înțeles. Așa, obiectele de pământ, spuneam, vazele, putem să nu le punem negre, că nu e obligatoriu. Le putem pune albe, le putem pune bleu, le putem pune toate culorile. Aurii, argintii, translucide, de sticlă, curate, că acum mai nou de sticlă se poartă foarte mult. Și sunt faine. Și sunt superbe, într-adevăr. Așa. Figurine și statui din gips.
Acum mai puțină lume mai ține în casă statuete mici de gips. Eu am, să știi, aduse din Egipt. Am și eu de la Maria. Alea foarte sunt fine. Cu altă destinație. Lidia se referă la chiciurile alea care ne-au marcat și copilăria și adolescența și o anumită... Ne ducem noi pe la mare și cumpărăm tot felul de... sau pe la munte și cumpărăm tot felul de chestii făcute din gips, mititele și... Da. Sunt singurele care se acceptă, Lidia, sunt îngerașii din gips. Atât. Altceva, nu știu. Eu deci, spun ce spune cartea. Statuetele din deci gips, tot ce nu. Chestiile din gips. Așa. Pereți și podele de sticlă. Mai rar o să găsești într-o casă podele de sticlă. Dar pereți se mai poartă acum. Dar pereți se mai poartă, pe care îi împingi, îi tragi cum vrei să mai creezi spațiu, știi? Mai mult se poartă în birouri decât acasă. Acasă pereți de sticlă mai puțină lume are, deci nu prea aș pun pereți de sticlă. Așa, deci eu și m-aș pune. Trebuie să scăpăm de cadourile nedorite. Deci primește o geantă, primește o ceva. Fiecare are pe acasă, nu nedorite, că poate nu ți se potrivesc, dar le găsești o întrebare. Nu, care le-ai primit de complezență și parcă te râcâie. Știe, deci nu acest sunt spune. Ale tale, nu se lipesc nu le de simți. Tine. Nu rezonez. Faceți-le cadou mai departe, că e posibil de la tine acel lucru își schimbă energetic sigur. Valoarea. Înțelegi? Și e posibil celui pe care tu îl dăruiești să-i meargă foarte bine acel lucru. Deci să nu le chiar ținem să-i aducă dulap. Noroc. Nu stăm să le aruncăm de colo și că domnule, am primit geanta asta, îmi vine să nu știu ce să fac. Dar nu pot să o dau că am primit-o de la e nu știu cine. Cupa. Dar dă-o, domnule. Dă-o că n-are nimic. Dă-o, nu te porți, nu se întâmplă nimic. Nu cred că te mai întâlnești cu ăla să te întrebe, mai porți geanta aia de la mine? Da. Iar da, țin că corect. Nu te întreabă nimeni. Adică nu te mai întreabă nimeni, știi, dacă mi-am primit o rochie sau ceva și n-am îmbrăcat-o și am dat-o mai departe. Ai. Nu mă întreabă, ai purtat rochia mea? Ce o să spun? Da, mi se nu? Pare corect. I-am da, domnule, am purtat-o și am și dat-o, gata. Știi că eu dau rochie. Am o scuză. Așa. Mătura veche și uzată. Într-adevăr, mături uzate nu trebuie să ținem în casă sub nicio formă, nici în curte. Să nici știi curte. Că ne ascultă foarte multă lume care are și la curte. Dar zice, are un ciot de mătură și zice, e, da, lăsa lege, că mai dau cu el pe prag, așa. Ești, nu poți să faci nici treabă, nu faci treabă. Ești, nici treabă. Sau de obicei scot mătura din casă, o pun afară și iau una nouă în casă. Adică da, o mai întrebuințează. Dar nu. E bine mătura de casă să fie cea din casă, cea din curte să aia fie de cea afară, din curte. E de afară. Și dacă o uzăm, o aruncăm. Pa. La revedere. Pa. Da. Păi, ea acumulează, asta e mătura, acumulator de energii negative. Și tot uzându-se, ele nu dispar tirare. Noi se, trebuie să... Se bagă în cotor acolo. Noi trebuie să scăpăm de lucruri care ne aduc sărăcie. O mătură uzată aduce sărăcie. Trage în pagubă. Ia zi. Da. Cuțitul. Deci cuțitul nu trebuie lăsat peste noapte pe masă. Noi știam că nici măcar nu trebuie lăsat cu tăișul în sus. Că ne certa tot timpul da, mama. Da, caută ceartă. Așa ziceam. Caută scanat. Întoarce cuțitul. Uh-huh. Îl punea și se nimerea să-l pui cu tăișul în sus pe masă. Întoarce cuțitul. Că e scandal. E, știi și continuare? Deci... În ce parte trebuie să te lamă? A, păi asta nu știu. Hai să ți-o spun eu, că am ia aflat-o la Dana, la nuntă atunci. Mi-a zis-o un, am rămas prost. La botez? Da, la botez, la nuntă, da. Uși la mine. Era o frumos mizamplasul făcut și cuțitele erau toate spre exterior. Deci lama era spre vecini. M-am uitat la ăla, eu băgăcios, așa, curios, de micher. De ce stau așa? Că eu acasă o țin invers. Deci cuțitul da. Spre interiorul farfuriei. Și tipul m-a văzut. Nu știam cine e, mi-a explicat mai târziu. Analist programator, dar foarte deștept tipul. Zice, știți de ce? Că aici n-ați venit să vă armonizați cu ăștia de la petrecăreți. Să-i țineți la distanță. Toată lumea să stea acolo. Eu sunt eu și am venit aici. Haide, ia să le întorc. Eu l-am întors imediat. Pe ce era la masă?
Am venit și pe la tine, am plecat. La Lidia la fel. Deci sunt niște lucruri bine, bine stabilite, că înainte se punea furculița și băga cuțitul așa. Acum ne-am emancipat, dracu, am ieșit afară, am văzut în altă parte. Nu se mai pune cuțitul în creas. Atunci era perfect Feng Shui și nu aveai discuție, nu te certai cu nevasta că nu e mâncarea bună. Deci nu lăsăm cuțitul pe masă. Da, noaptea. Pe cart, știi, că îl punem. Am înțeles. Deci nu lăsăm pe masă. De aia avem locul unde avem depus cuțitele, că avem o chestie în aia unde îl înfipgem, am magneți care se mai lipesc acum pe pereți, deci nu e nicio problemă. Nu, să nu stea pe masă. Suficiente să nu pe masă. Locuri. Da. Exact. Așa. Dar avem și obiecte care ne-ar aduce beneficii. Beneficii, care ne-ar aduce un echilibru foarte bun, emoțional și spiritual. Sunt cristalele care reglementează energiile, reglează energiile și care sunt ale, care sunt ale casei. Da. Putem cumpăra orice tip de cristale? Da, multă lume, ai văzut, are lampă de sare de Naya, de Himalaya, are tot felul de cristale foarte mari puse prin casă. Foarte frumos. Ele echilibrează, echilibrează energiile casei. Așa. Ficusul, de cândva spuneau cineva că ficusul este o plantă negativă. Nu, ficusul este o plantă care acumulează energie negativă din casă. Echilibrând. Deci nu are legătură cu ești un ficus, era o vorbă. Nu, avem noi un ficus, da. Avem noi o vorbă. Da. Deci are ficusul sporagus. Atrage energii pozitive. Sporagus. Ne-am mai vorbit are de plante care aduc fericire și bogăție. Exact. Nu, Cătălina, exact. Știi pe ce se miza? Da, ai văzut. Să nu fie frunze ascuțite la arbustul care îl țin ca arborele care... Ăsta, copăcelul, floarea. Da. Să nu aibă vârful ascuțit. Asta e singura excepție. Am trăit să învăț că floarea care o aveți voi la intrare în antena 3 este pe dreapta, o plântuță acolo, ăla e tot ficus. Adică ficus și sunt mai de multe feluri și putem, ne putem urna casa cu tot felul de ficuși, diferite specii. Arată diferit, nu cu ficusul ăla care îl știm noi, clasic. Clasic. Da. Deci ficusul e bine să-l avem în casă. Exact, exact. Pentru că echilibrează, aduce multă armonie și face, creează o stare de liniște și îndepărtează forma de stres. Bun. Așa. Tablouri. Tablouri cu următoarele imagini. Să spunem un bătrân care are pe el desenat un bătrân. Așa. Înseamnă longevitate a casei. Deci o persoană în vârstă exact. Pictată, cum ar veni, este semn de longevitate. O pasăre Phoenix. Renaștere. Renaștere și drum liniștit, adică un zbor liniștit în viață. Așa. O cascadă este, ne ajută să ne ajungem la cariera dorită. Bun, dacă interesant. Ne opunem. Uite că este și fântânița aia, cascadă, care se pune din Feng Shui, care e la fel pentru armonia casei, pentru bogăție, pentru a atrage bunăstare, pentru a atrage liniște și de a avea succes. Succes nu înseamnă că avem succes numai în ceva. Avem succes cam în tot ce întreprindem. Și vântură energiile. Exact. Curcubeu. Un tablou cu un curcubeu. Eu am desene, că fetele mele fac... Foarte bine. Da. Mereu câte un curcubeu la orice desene. Înseamnă o viață frumoasă, curcubeu. Și uite cum se poartă acum bolurile alea rotunde, așa, tot felul de diferite mărimi în care puneam noi bomboane sau câte un pește. Așa, dacă ne-a murit peștele, e bine să punem bani în el. Deci și să avem bani de hârtie. Bol de sticlă rotund. Cu bani de hârtie în el. Cu bani de hârtie. Da. Dar și monede, nu? Băi, e bine să bani fie să mai fie. Mult de hârtie. Ca să atragă bancnote, domnule, nu pui mărunțiși acolo. Ca să atragă bani mari și voi mărunțiși. Toată lumea cred că era acasă un borcan cu monede, toată lumea. Dar mă rog, la alții deoparte, acolo, în bucătărie, undeva, dar într-un bolul ăla, ca să fie văzute. Înțelegi? De aia se pune într-un bol de sticlă bancnotele să se vadă, să fie văzute. Da. Să interesant. Le vadă Feng Shui-ul, să vă aducă alții. Să atragă alte... De cum? Banul la ban trage, nu ziceam noi.
Bun, foarte frumos. Reținem toate aceste lucruri, obiecte care ne aduc bogăția și lucruri de care trebuie să scăpăm. În primul rând, trebuie să scăpăm de încălțămintea care ne strânge. Încălțămintea care e roasă și teșită. La ei, băi, aș arunca, dar nu, mai, o mai las. Deși nu o mai porți. Deși nu o s-o porți. Corect. Oricum o să o arunci. Dar o să o arunci peste un an. Când pahare, farfurii și obite. Da. Totul ce ne se pare nou că... Deci tot ce nu mai poate fi utilizat la adevărata... Că ne oprește feng shui prin casă, energiile prin casă.